Salut, dragi, sunteți bine ați venit la un nou episod din seria noastră cu San Andreas Lesson 286, unde astăzi lasă că spus că am concentrat. Hai mă. Ok, haide să ne continuăm totuși episodul. Astăzi aplicăm pentru asta de pescuit. Permis de pescuit este ceva mai neimportant după părerea mea. Dar da, boss, presupun că știu. Am zis că să găsim totuși un subiect pentru a discuta ce am mai făcut pe parcursul zilei de ieri. Deci mi-a dat demisia din clanul Hooligans și o să aplic în ATH pentru lipsa de seriozitate pe care a fost dezvoltată în clanul respectiv și pe precedent în care am aplicat. N-am fost deloc încântat de ce mi s-a oferit acolo. Cream că este un clan serios, dar văd că se fac aplicații și așa, prin SMS, doar cu ID-ul. A intrat și un tovarăș al meu care a băgat acolo niște vrăjeli niște vrăjeli în aplicația aia. A umflat numărul de ore, planurile lui și alte vrăjeli. Bine, asta nu implică bravul lui, dar lipsa de seriozitate a liderului pe care mi-au zis și alți jucători de pe acest server că este un lider neserios. Eu spun că aici se pescuiește, adică aici se pescuia înainte pe aia. Foarte bine. Spune într-o ce face cu moda fish. Fish. Nu ești la zona de pescuit sau pe o barcă de pescuit. Frate, eu nu știu deloc ce vrea să însemne asta. Nu, e prima oară că fac asta cu fishing-ul. Fishes. Stai puțin, bossule. Hai ca asta era o întrebare de... Trebuia să fii prost să mă știi pe asta. Hai bossule că am niște oameni care probabil se uită acest videoclip și se plictisesc de timpul așteptării. După cum vedeți mi-am schimbat puțin și interfața la joc, mi-am schimbat fonturile, arată puțin mai diferit, dar nu ca și joc, vedem alte detalii, probabil să schimb, cine știe. Institutul ți-a oferit licența de pescuit pentru $250, accept licențe 286. Licențes de pescar, navigație. Mersi și o boss. Ia să vedem care e faza cu astea de permis de materiale.
Dar ce vrea să facă băiatul ăsta aici, că nu înțeleg. Haide, poate aplicăm și pentru ăsta, pentru navigație. Dar hai totuși să vedem pescuitul ce face la pescuit. Fish, ai prins un țipar. Wow! Așteaptă. Așteaptă, așteaptă. Wow, bravo, boss. Asta e tot. Pentru asta am mirosit 250. Ai prins un șalău. SMS de la Critical. Re, salut. Salută și pe tine. Filmez. Tu? M-a prins bine băiatul fix în momentul în care filmam. Haide să vedem ce putem face cu peștii. Rechin. Foarte bine. Fish. Ai prins un pește sabie pe care poți să-l poți să îl folosesc pe poți sabie. Eh, puțină Caterinca. Merg acum. Păstrăv. Așteaptă, așteaptă, așteaptă. Am prins un scobar. Bă. Da, bă. Hai să vedem fishes. Ai 6 kg de pește. Da, rob. Peste 7-8 minute. Fishes. Ai 6 kg de pește, bun. Hai să dacă vedem sell. Fish. Sufes. Fish. Sufes. Stai, cum era comanda? Sell fishes legat. Mergi la punctul roșu și scrie sell fishes. Nu ești membru al facțiunii Los Santos, cu instructor. Bă, frate, ce ghinion. O să prez puțin filmarea și o să... Bă, dar dracu de lung este checkpoint-ul ăsta, nu spune unde trebuie să mă duc. Wow, fix în port, du-te mă, pizda mătii. Când dăm rog, facem combo de sky sau ceva. Dacă vrei, da. Dai tu ad. Da, lasă-mi tu ID-ul. Probabil o să filmăm și un rob cu micii noștri tovarăși pe care o să ni facem după aceasta. Ce? Da, hai că plăci filmarea și revenim când ajungem în port. Dacă vine să călăzi, am mers pe jos până la sinene. Pentru a lua o mașină, pentru a îndrepta către checkpoint-ul respectiv. Puțin, hai să vedem câți bani luăm pe 6 kg. Vă spun că puțin, dar am făcut așa o... puțin, ca să văd cam ce bani aș putea să găsesc de la ăștia, dar totuși, la checkpoint-ul ăsta. Deci dacă aveam Infernus, nu ajungeam în timpul corect. Bă, niciodată n-am știut de drumul ăsta care se desparte, se vrește cu ăsta, a fost mereu
Hai că am la checkpoint și sell fishes, parcă nu. Sell fishes. Wow. 13 dolari. Fine. Marfă, mă, deci se merită neprinsă. Un distrus, un distrus. Dar nu știu ce face, ne omorâm. Mergem acasă. Facem niște bani. Ne ducem puțin la bancă din... Ducem puțin la bancă. Ne luăm 2K. Facem level up. Și probabil o să... Fac o aplicație pe site în... de cursul zilei de astăzi într-un departament, să vedem în care este treaba, să vedem unde pot să fiu și eu acceptat și totuși poate intru și eu în ceva ok. Am văzut că în taxi nu sunt pornite astea. Am aplicat și într-o un alt clan ATH, aștept un VIP, dar nu erau locuri. Of. Hai bapte, că mă duc să mă tun, uite cum să dăm un rob și dacă e dăm cum vin. Și tu să te uiți. Folosiți report pentru codați sau încălcări are regulilor. Bă, vreau să vând casa aia neapărat, pentru că este foarte jenant, incomod de fapt. Și mă uit pe cineva care totuși știe. Este un eveniment trecat timp acum, organizatorul Mădălin descrie le se recrutează. Stacă îl spawnează loc de... cum este săraca noastră mașină. Cum e săraca. Și... Hai să pornim rapid. Hai să îndreptăm spre bancă. Bă, dar ce... În ce stare a fost asta. De cum joacă cauciucurile mâncați așa. Of, doamne. Veneam după tine. Mă duc la ține să pun amuleți. Wow, nu cred că mi se întâmplă mie. Wow, nu vine să cred. Ce scumpe sunt casele aici. Oh, și mașina la foc. Și la ultimul nici nu a ajuns și toată lumea la checkpoint lângă magazin și poliția era acolo. Dă-i punea că ăștia au aici ceva să vadă. Îl dăm? Stai așa, bre. CSR, Contemporary Soul Radio. Ha, rapid. Ha, rapid să ne îndrătăm către ținele. Mai bine să pun un anunț și... un anunț. Și să iau niște bani să fac level up. Iar pe aceea încheiem scurtul nostru episod. Dacă vrei și un episod pe seară, să apar tot astăzi, marți 12 iulie, nu uita să lași un comentariu, un like la acest videoclip. Știți voi regulile de bază pe care vi le cer mai de fiecare dată. Nu de data, dar mă motivează. Caut iubită. Call me. Ca să intri în tete ce trebuie skill și mecanic, da, nevoie skill și mecanic. Am vrut să aplice fratele meu în tete ce aseară. Are skill 5 mecanic, are tot ce era necesar, dar exact când a aplicat, când avea skill 5. Și am muncit atât ce să facă skill-ul ăsta. Și după aia când să... Bă, dar ăsta e prost, ăsta vorbește, o să ia one. Vând casă SF level 8, 70k, 270 secunde sau mai puțin. Și scoate și 2k să facem levelul ATM withdraw.
vinul pe care probabil ați cunoscut împreună la această serie, ATM Windrow, sumă de bani, bui level, ai aflat 20 de gold, ai cumpărat nivelul 10, felicitări. Și probabil avem acum gold să ne luăm și un cont premium pentru altă săptămână. Mâine mi-e expiră contul premium și o să mai iau pentru altă săptămână, deci a doua săptămână cu cont premium. Foarte, foarte bine. Hai să vedem staturile noastre, avem deja 4 din 38 puncte de respect. Ori jucate 40, foarte, foarte bine, dacă fac 50 mai munca, sigur o să intru, eu să intru într-un departament. Deci cu ante de arestări și infracțiunile comise sunt cam multe. Goldul este acceptabil. 88 de cam bancă, deci da, dragi prieteni, mi-a fost Alin și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apreciați și să comentați în secțiunea de mai jos. Nu uitați să dați și un like acest videoclip. Dacă vreți un videoclip mai pe seară, foarte bine, cel puțin eu unul aș vrea. Probabil o să filmez acum un rob cu băiatul ăsta care m-a contactat. Deci da, eu am fost Alin, pe data viitoare ne auzim, toate cele bune, salut!